pentru lipsa de respect. Pentru un om că aici mereu a muncit. Eu sunt un macaronar. Primul an aici am avut performanță în Castica Campionat. Se intră în Liga Campioni, nu glumi. Da? Respect. Se intră în Liga Campioni, tot bravi sunt ceilalți. De 2 ani la rând am intrat în Liga Campioni. Aici eu știu ce muncă fac. Serios. Vino aici la 8 de la dimineața e pleca la sera târziu. Lipsa de respect, macarona. Lipsa de respect. Pentru că tanta echipa e moartă, nimeni nu poate să face minune. Nimeni. Lipsa de respect. Asta e situația care mi deranjează, mai mult. Pentru că eu nu am, nu am nicio ovină de tot ce s-a întâmplat. Din punctul de vedere de situație. Pentru că acum, antrenor interimar, săptămâna asta a fost foarte greu. Foarte greu. E nimeni nu poate să face nimic. Doar eu știu ce facem noi, antrenorii secundi, aici. Mereu am fost alături de antrenor principal, mereu. E niciodată, giuro, sui miei figli. E sul nuovo che sta per nascere. Che non hanno lucrato in protiva nimeni di antrenor che fosse legge. Walter Zenga ha plecato. Massimo Pedrazzini ha dato dimissia. Ha lasciato Aicia 2 lune di salario, premio di castigare campionato. Quello voglio, non hanno vincito nessun dato. Quasi ne hanno conosciuto forte così e mi ha parlato forte l'altro che ha plecato. Cu la Catușa am stat un an de zile. Alături de la Catușa, întrebați. Niciodată m-am gândit eu că lucru un antrenor pentru diveni ceva principal. Eu sunt foarte mulțumit de munca mea. Antrenor secund, da. Cu un foarte mandru de antrenor secund. Așadar, Massimo Pedra.